Yoshi Tomilo, in Numenes Datul, Director Europa de Sud-Est, al Fondatio Konrad Adenauer, Paues und Calderos Bun Venit, la Conferenza de Astos, cotitul Revisora Constitutiae, ci garanziele prevint Independenza Justitiae. Cu permissione domna vostra, esce protocollo, il ceros de salut individual, de feca qui care dintre invitati nostri, toci ce presenzi sunt atât de importanti, încât voi încalca această regla. Initiativa pentru evenimentul de astăzi aparține președintelui CSM, domnul Horatius Dumbrava. Am fost imediat de acord și am acceptat cu convingere ideea doamnei sale de a discuta modificările propuse pentru Constituție în ceea ce privește poziția justiției din România, ca parte a unei reuniuni de experți. Desigur, este responsabilitatea Parlamentului de a propune modificare constituțională și în cele din urmă ei trebuie să le și decidă. Dar la fel de importantă este și includerea altor instituții și a societății civile în acest proces. Deoarece, cum se spune în Germania, cel care își renovasă acasă trebuie să solicite și parerea tuturor cele care urmasă să se simtă confortabil în ea pe viitor. Constituția unui stat ar trebui să fie de așa natură încât să nu strice Constituția unui setacian, precum a formulat într-o satiră polonesul Jerzy Locke. Acest lucru se realizează cel mai bine printr-un dialog deschis cu privire la opțiunile de revizuire. Amendamente constituționale au loc în toate țările din lume din timp în timp. Acesta au scopul fie de a elimina orice fel de defecte descoperite, fie de a se adapta la schimbările din societate. De pildă, Constituția Republicii Federale Germania, intrată în vigurare în anul 1949, a fost modificată de mai mult de 50 de ori. Pentru efectuarea ultimei reforme majore, reforma federală, adică restituarea responsabilităților către landuri și federație, a fost necesar 3 ani. Abia atunci, Comisia Parlamentară a reușit să prezinte o propunere care a putut fi adoptată de Parlament cu majoritatea necesară de 2/3. Chiar și Constituțiile landurilor sunt supuse la schimbare. Ca deputat în Parlamentul Landului Schleswig-Holstein, am pregătit o reformă constituțională cu prețătoare, fiind membru al unei comitet special. Atunci am preluat în Constituție normele privind alegerea atât a Comisiei de Selecție Judiciară, cât și a judecătorilor. Prin aceasta, am sublinat importanța deosebită a independenței sistemului judiciar, dar în același timp am prevenit schimbarea normelor de către o majoritate simplă în Parlament. Acum și în România s-a pus în discuție introducerea unor amendamente la Constituție. Puțini sunt aceia care cunoștas la îndoială necesitatea de a schimba diferite dispoziții constituționale. Întrebarea, însă, care sunt aceste dispoziții și modul în care acestea ar trebui să fie schimbate, va declanța un dialog aprins. Președintele Romanii, domnul Traian Băsescu, a dispus elaborarea unui cuprinzător catalog de schimbare, care a fost prezentat publicului. Din acest motiv merită respectul și recunoștința tuturor, chiar și a celor care nu pot sprijini propunerile sale. Orice discuție pe o astfel de temă trebuie să pornească de la o serie de propuneri concrete. Într-un vid de opinie, nimeni nu poate discuta. Prin urmare, sunt deosebit încântat să o răspund venit domnului Ștefan Deaconu, consilierul președintelui Băsescu. Aștept cu interes contribuția dumneavoastră la discuție. Propunerile președintelui Băsescu ating numeroase articole din Constituție. La însă, așa cum bine se știe, ne vom limita pe parcursul acestei conferințe la propunerile făcute pe subiectul justiției. România este membru a Uniunii Europene și dorește în mod deosebit să aibă o Constituție care să fie în deplină conformitate cu standardele europene. Prin urmare, l-am invitat pe domnul Dr. Thomas Markert, secretar al Comisiei de la Veneția, a Consiliului Europei, pe care vreau să-l salut cordial. Domnul Thomas Markert este jurist, de origine germană și a fost bursier al Fundației Konrad Adenauer,
Carlo Crossa, la Consiglio Europeo, den Omile Nuo Sute, Otset Chinoa, Scipento Commissio della Venezia, en Scipentu Omile Nuo Sute, Nuoset Chinoa. Domat ma market, aro experienza vasta et sud estul europei. Ella loat parte la elaborare cadrului constitutional pentru Kosovo, la propunere de solucionare a statutului provincial Kosovo, la propunere di modificare Constituție in Bosnia și Herzegovina, precumși a legea speciala privind referendumul asupra independenței Muntenegrului. Consiliul Europei și Comisia de la Venezia sunt apparaturi independenței justiției în statele membre. Analizelor și evaluarilor lor, dice acorda pe bune dreptate o mare atenție. Desigur, norme privind poziția constituțională a sistemului judiciar în Europa sunt diferite, dar există standarde care trebuie să fie respectate de toată lumea. Articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului garantează tuturor cetățenilor accesul la instanțe judecătorești independente și imparțiale. De o importanță deosebită este și recomandarea Consiliului de Ministri privind independența, eficiența și rolul judecătorilor. Și Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europei a prezentat documente în această privință, documente ce merită să fie menționate în acest context. Același lucru este valabil și pentru Carta Europeană privind statutul judecătorilor din anul 1998, și raportul Comisiei de la Venezia cu privire la legea sau numirea judecătorilor. La nivel internațional se pot menționa articolul 10 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, Declarația Adunării Generale a ONU, privind principiile de bază ale intenției justiției din anul 1985 și principiile de la Bangalore din 2002. Dar, desigur, noi nu căutăm numai expertiza internațională. Instituțiile responsabili, care ar putea fi afectate de posibile modificări constituționale, participă și ele la lia lobo de astăzi. Doresc să salut în acest context și pe președintele Curții Constituționale Romane, domnul August Segrea și procurorul general adjunct, doamna Gabriela Scutea. De o deosebită importanță în cadrul dezbaterii, care o masă va fi și întrebare, dacă posibile modificare constituționale sunt, la rândul lor, constituționale. În acest scop, vom auzi două declarații și îi salut în mod deosebit pe doamna Iulia Motta, judecător al Curții Constituționale, care ajunge puțin mai târziu, și pe președintele secție comerciale în alte curții de casație și justiție, domnul Andrian Bordea. Vă mulțumim că ați acceptat cu participați la evenimentul de astăzi. În cele din urmă, invit toți participanții de la această conferință să participe la discuție. Soluții bune se nasc adesea într-un discurs deschis, care este o expresie a unei societate civile, funcționale și active. Mulțumirile mele se adresează odată în plus Consiliului Suprem al Magistraturii, cu care ne bucurăm să lucrăm susținut și întotdeauna constructiv, și mai ales președintelui acestuia, domnul Horatiu Dumbrava, care lua acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.